GF VIP 7, in dubbio l'ingresso di Gianluca Beni in casa casa. L'ex di Antonella Fiordelisi tuona contro papà Stefano. Continuano le frecciatine a distanza fra Gianluca Beni in casa e Stefano Fiordelisi. In attesa di scoprire se effettivamente l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi varcherà la porta rossa del grande fratello VIP. L'uomo ha pubblicato un nuovo post contro il suo ex suocero. Il lungo commento è stato poi repostato dallo stesso Stefano. Nel frattempo, stando agli ultimi rumor, sembrerebbe che sia incerto l'ingresso di uno degli ospiti attesi nelle prossime puntate del reality show. Che si tratti proprio di Gianluca Beni in casa? Ecco quanto affermato da Deianira Marzano. Orice crestine pentru tine, fi egoista liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc Plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul Maxi Ghespe. Chimie, Rimaru, Spike, Puia, si șoapă. Grasul nimeni altul, Del, Vede sau Carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc. Crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, iperbole, le obțin prin alchimie când adun.